There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm Hi. Not to do what I have done. Spend your life in sin and misery in a house of the rising sun. Well, there is a house in New Orleans. Mamă! Toate scaunele! Yeah! Ai, ai, ai! Dă mamă cu biciul mine! Bună! Hai să mai aplaudăm o dată. Bravo, felicitări! Bravo! Aș vrea să te întreb cum te cheamă, de unde vii, câți ani ai, dar parcă nu mi-e așa. Tu să stric momentul ăsta, să te bucuri de el până la capăt, dacă vrei. E mișto, lăsați-o, lăsați-o. Lăsați-o să consume, lăsați-o, lăsați-o să consume. Am așteptat momentul ăsta din 2011. Din 2019? 11. Atunci a început Vocea României. Dar de ce n-ai venit în 2011? Am venit. Ai venit? Și ce s-a întâmplat? Dar n-am trecut. Ce ai cântat atunci? The House of the Rising Sun. Aceeași piesă! Ce tare! Dar, uite, te întreb pe tine. Frumos. Ce crezi că a făcut diferența? Anii care au trecut. Ce s-a întâmplat în ei? Experiența de viață, poate. Iartă-mă, nu e o întrebare poate cea mai potrivită. Ce vârstă ai? 41 de ani. Mulți înainte. Mulți înainte. Era experiență de viață și atunci. Am avut un profesor de muzică din clasa 7, care din cauza lui m-am apucat de muzică, să zicem așa, la modul serios în 2017. Mi-a zis în felul următor: Mioriță, dragă, sper că ai făcut ceva cu vocea ta. Te cheamă Miorița? Mă cheamă Mioara. Mioara Tânjală. Dar așa m-a alintat. Nu ești deloc pe tânjală, tu. Cineva orice... care știe ce înseamnă tânjală. Tânjală, deloc pe tânjală nu ești. Ești orice, numai nu tânjală. Și ce meserie ai? Sunt economist. No. Ceva sunt de genul. Economist. Cât face 1 plus 1? Păi cât vrei să facă? Am înțeles, da. Bravo! Genial!
place gluma, gluma asta despre economiști, îmi place. E bună, eu am auzit-o pentru prima dată. Ceea ce vreau să spun este că e minunat din partea ta și asta ne face și pe noi să ne întrebăm câteodată cui să-i mulțumim în viață că suntem în locul în care suntem. Mioara, pentru mine este o provocare vocea ta, m-am întors cu toată inima, vreau să lucrăm împreună, vino, te rog, în echipa mea. Știu că există o diferență de vârstă între noi și poate că ți-ai alege un antrenor care e mai aproape de tine, de anii tăi, pentru că știe poate cum să-ți vorbească sau cum să te întoarcă pe partea sau pe alta, dar eu cred că am destul, nu să zic experiență în viață, ci am trecut printr-o grămadă de chestii ca să pot să comunic cu tine de la femeie la femeie și să ne înțelegem foarte bine în această echipă minunată care se numește Cosmonauții. Te invit în echipa mea. Doamne, ce tare îmi doresc să vii la mine. Cuvinte din inimă. Cosmonauții? Da, este Neil Armstrong a noastră. Să vă zic cum zice fiimea la Cosmonauți. Cosmo maimuți. Cosmo maimuți. Și așa merge. Da, suntem și maimuțe și cosmonauți. Mioara, eu sunt curios, care sunt așteptările tale venind la Vocea României? Am fost fără așteptări. Am zis un singur lucru. Eu mă duc aici doar să cânt. Și asta am făcut și asta am simțit și asta sper că am transmis. Pentru că până la urmă v-am pus sufletul meu pe tavă. Măi, pentru ea este o realizare enormă, măi. Da. Fantastic. Da, că, tu vezi că... Nu prea, mie nu vine să vorbesc, da, real. Adică mi se pare că momentul ăsta e atât de important pentru tine. Sperăm ca faptul că noi ne-am întors să-ți fi dat măcar jumate din bucuria pe care ai avut-o tu atunci când ai cântat. Cred că oricare dintre noi s-ar bucura să te aibă în echipă. Mie mi se pare că ai o sălbăticie, o nebunie, o inocență a cântării. Tocmai pentru că nu ai o presiune a așteptării. Și asta e foarte, foarte frumos. Mă simt liberă. Băi, vreau să spun eu ceva. Uite, și nu e în legătură. Na, nu încerc să te iau în echipa mea, dar momentele astea care ne inspiră, cred că ne ajută să formulăm și niște gânduri din care poate cineva să-și extragă ceva. Noi în România avem multă nefericire profesională. Cred că școala nu face nimic ca să-i pună pe copii să descopere ceea ce le place cu adevărat. Nu e nimic mai important decât să fii fericit la locul de muncă sau să-ți urmezi visul ăla, că chiar dacă visul ăla nu iese, este ceva, pui ceva acolo. Vii tu la 41 de ani și te comporți ca un copil de 18 ani care vine și vrea să facă ceea ce îi place și de fapt cred că asta este important în momentul ăsta. Exemplul ăsta, mesajul pe care tu îl transmiți este: băi părinți, băi școală, ajutați-i pe copii să fie bucătari, să fie tâmplari, să fie lăcătuși, să fie vopsitor de decoruri, să fie, nu știu, orice. Asta nu-i fabrică de cariere. Este un concurs de televiziune care trebuie să inspire pe alții că în viață merită să faci ceea ce-ți place. Și nimic nu-i mai frumos până la urmă decât să cânți. Corect. Măi, eu nu l-am scos în calcul pe Tudor. Clar, libertate e cuvântul cheie în ceea ce te privește. E clar că de asta ai nevoie. Cert e că n-am fi putut să nu ne întoarcem. Asta pentru că eram ustai să te și vedem. Am zis, băi, e nebună, trebuie să o văd până când nu termină de cântat, că după aia poate nu o să mai facă asta. Și a fost... Ne-ai făcut să simțim. Și îți mulțumim că ne-ai făcut să simțim în seara asta la Vocea României și nu doar pe noi, cu siguranță. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase. Sper să nu se supere niciunul dintre cei pe care nu-i voi alege. Noi cu supărare aici. Este... cea mai minunată experiență de până acum. Și... voi merge cu Irina. Și tăcerea face treabă. Ai fost surprinsă? Stai! Așa? Wow! M-ai surprins a doua oară.